This is one of the seven natural wonders of the world, the Grand Canyon. Marele Canyon, unul dintre cele șapte minuni ale lumii. And I have been there many times. Și am fost acolo de multe ori. And when you stand on the rim of the Grand Canyon and look at those rock layers. Și dacă stai pe marginea Marelui Canyon și te uiți la toate straturile acelea geologice. And that huge hole in the ground. Și acea mare gaură în pământ. About 400 kilometers long. Are o lungime de vreo 400 de kilometri. About 1.5 kilometers deep. Cam un kilometru jumate adânc. 7 to 12 kilometers wide. De la 7 până la 12 kilometri lățime. You have to ask the question. Trebuie să-ți pui o întrebare. How and when was all this formed? Cum și când s-au format toate astea? The evolutionists say it took 300 million years to lay down those layers. Evoluționiștii spun că a fost nevoie de 300 de milioane de ani pentru a se depune toate acele straturi. And when we look at those layers, we see fossils. Și când ne uităm la acele straturi, vedem fosile. Dead things. Lucruri moarte. And the evolutionists picture the history of life with charts like this. Și evoluționiștii își închipuie istoria vieții cu astfel de grafice. So millions of years to form all of that. Deci milioane de ani pentru a forma toate astea. They say from the first living cell to the present is 3.5 billion years. Ei spun că de la primele celule care au trăit până în prezent au fost 3,5 miliarde de ani. And most Christians have accepted those millions of years. Și majoritatea creștinilor au acceptat acele miliarde de ani. But I have found that most Christians have not thought about Noah's flood. Dar mi-am dat seama că mulți creștini nu și-au dat seama cei cu potopul lui Noe. And of course, non-Christians dismiss the flood as a myth. Și evident sunt și creștini care chiar resping ideea de potop și spun că este un mit. But that's not the way people have always thought. Dar nu așa s-au gândit oamenii dintotdeauna. For the first 1800 years, the almost universal belief of the church was that Noah's flood was a historical global catastrophe. În primii 1800 de ani, accepțiunea generală a bisericii a fost că potopul lui Noe a fost o catastrofă globală reală. About 200 years ago was when the idea of millions of years was developed in geology. În urmă cam cu 200 de ani a fost dezvoltată prima dată ideea de milioane de ani în geologie. Many Christians quickly accepted that idea. Și atunci mulți creștini au acceptat repede această idee. And so they reinterpreted the account in Genesis. Și au reinterpretat lucrurile înregistrate în Geneza. And some said that the flood was a local flood in the Middle East. Și unii spun că potopul a fost de fapt o inundație locală. Some said it was a global flood, but it was so peaceful it left no geological evidence. Alții spun că a fost un potop global, dar a fost așa de liniștit încât nu a rămas niciun fel de urmă geologică. And some began to say it was a myth. Și unii spun că a fost un mit, că este un mit. Now, we don't need to argue against a global peaceful flood. Nu e nevoie să ne luptăm cu ideea unui potop global liniștit. Because that's like talking about square circles. Pentru că asta e ca și cum ai vorbi despre cercuri pătrate. There's no such thing as a global flood that would leave no evidence. Nu există așa ceva, un potop global care să nu lase niciun fel de urme. And I could give another lecture on why we should believe this really happened in history. Și aș putea să dau o altă prezentare, să fac o altă prezentare despre de ce acest lucru chiar s-a întâmplat în istorie. So I want to present just some of the biblical and then geological evidence that this global flood really did happen. Vreau să vă prezint doar câteva dovezi biblice și geologice care atestă faptul că acest potop global chiar s-a întâmplat. First of all, the purpose of the flood. În primul rând, scopul potopului. The Bible is very clear. Biblia este foarte clară. It says that God sent the flood to destroy sinful man. Spune că Dumnezeu a trimis acest potop pentru a distruge oamenii păcătoși. And all the land animals, all the birds, and the surface of the earth itself. Și toate animalele terestre, păsările și suprafața pământului.
And only a global flood would accomplish that purpose. Și doar un potop global ar putea înfăptui aceste lucruri. Because a local flood in the Middle East, pentru că o inundație locală în Orientul Mijlociu, that will not destroy any animals or birds in North America, South America, Europe, Africa, Russia, China or Australia. Asta nu ar distruge niciun animal sau o pasăre undeva în America de Nord, de Sud, în Europa, în Rusia, China. Only a global flood will accomplish that purpose. Doar un potop global ar îndeplini acest scop. Secondly, the purpose of the ark. În al doilea rând, scopul arcai. God told Noah to build an ark. Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o arcă. And he said that he was to take two of every kind of land animal and bird. Și a spus să ia câte două din fiecare familie de animal, de uscat și pasăre. And seven pairs of what were called the clean animals. Și șapte perechi din ceea ce se numeau animale curate. Why? De ce? To keep offspring alive on the face of all the earth. Ca să țină urmașii lor în viață pe fața pământului. Now, if the flood was local, there's no need for an ark. Dacă potopul a fost doar local, nu era nevoie de o arcă. Because the animals outside the flood zone don't need to go in an ark. Pentru că animalele din afara zonei inundate nu aveau nevoie să se suie într-o arcă. And there's no reason for Noah to go in the ark. Nu era nevoie nici măcar ca Noah să se suie într-o arcă. God could just tell him to go on a vacation to Europe. Dumnezeu putea să-i spună să meargă într-o vacanță în Europa. So, only a global flood fits the purpose of the ark. Deci doar un potop global se potrivește cu scopul arcai. And as soon as we mention the ark, people scoff. Și în momentul în care menționăm arca, oamenii așa pe gânduri. There's no way you could fit all the animals in that ark, they say. Nu ai cum să faci să încapă toate animalele în acea arcă, spun ei. Well, that wasn't the ark. Ei bine, nu, asta era arca. It wasn't a floating bathtub. Nu era doar ca o vană care plutea. So we need to get that idea out of our heads. Deci trebuie să ne scoatem această idee din cap. The Bible gives the dimensions of the ark. Biblia ne dă dimensiunile arcai. It was about 1.5 football fields long. Era lungă cam cât un teren de fotbal și jumătate. It was about a half a football field wide. Și cam de lățime de jumătate de teren de fotbal. And it was 4 stories tall. Și înalt de 4 etaje. And it's often been pictured as a barge or rectangular box. Și deseori a fost reprezentat ca o barjă sau o cutie rectangulară. But as a result of a lot of research and experiments, dar după ce s-au făcut multe cercetări și experimente, creation scientists think that it probably looks something like that. Oamenii de știință creaționiști au ajuns la concluzia că ar trebui să arate cam așa. With a wind catcher at the front. În față cu o velă care să prindă vântul. And a tapered end or a keel at the back. Și în spate pentru direcție o formă. And that would just naturally cause the boat to go perpendicular to the waves. Ceea ce făcea ca în mod natural barca să meargă perpendicular pe valuri. It had 3 levels. Pe cele 3 nivele. And so we can calculate the capacity of the ark. Am putea calcula capacitatea arcai. And it was about 560 railroad wagons. Și era cam de 560 de vagoane de cale ferată. Then there was the character of the flood. Apoi e vorba de caracterul potopului. We've already seen that its purpose was to destroy all the land animals, birds and people and the surface of the earth. Deja am observat că scopul potopului a fost să distrugă toate păsările, animalele de uscat, oamenii și suprafața pământului. So that alone implies that it was catastrophic. Deci chiar și numai faptul ăsta ne arată că e vorba de o catastrofă. But there are a couple of verses that speak to this issue. Dar sunt câteva versete care chiar vorbesc despre lucrul ăsta. I have time to just mention one. Voi menționa doar unul. At the beginning of the flood, we read that there were 2 sources for the water. La începutul potopului citim că au existat 2 surse pentru apă. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a 17-a lunii, în ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. So the water came from above, it rained. Deci apa a venit de sus, a plouat.
And this was not a spring rain to water the garden. Și asta nu a fost o ploaie de primăvară ca să țude grădina. This was a rain that was an expression of the wrath of God against a sinful world. A fost o ploaie care a fost o exprimare a mâniei lui Dumnezeu împotriva unei lumi păcătoase. This was monsoon rain. A fost ca o ploaie torențială. And it didn't happen for just a day. Și nu a fost doar pentru o zi. The next verse says it rained for 40 days and 40 nights all over the earth. Următorul verset spune că a plouat 40 de zile și 40 de nopți pe tot pământul. But it didn't stop raining then. Dar nu s-a oprit atunci. Because Genesis 8 verse 2 says that God stopped the rain at the 150th day. Dar nu s-a oprit atunci pentru că în versetul următor spune că Dumnezeu a oprit ploaia în ziua 150-a. So the rain alone would be catastrophic. Deci chiar și ploaia în sine ar fi fost catastrofală. If you had any slope to the land, dacă aveai orice fel de pantă pe teren, the ground would quickly become super saturated with water. Pământul, solul ar deveni foarte rapid super saturat cu apă. And you would have mudslides. Și ai avea alunecări de noroi. Causing incredible destruction. Care ar produce distrugeri incredibile. But that's probably not the primary source of water. Dar probabil că nu e asta sursa primară de apă. Because it's not mentioned first here when God begins the flood. Pentru că nu e menționată prima dată aici acolo unde Dumnezeu începe potopul. And it's not mentioned again first in chapter 8 verse 2 when God closed the windows of heaven. Și nu e menționat prima dată nici capitolul 8, versetul 2, atunci când Dumnezeu a oprit potopul. So the primary source of water is probably the fountains of the great deep. Deci sursa primară de apă era probabil din izvoarele adâncurilor. And the great deep in the Bible, those Hebrew words usually refer to the ocean. Și adâncurile din Biblie, cuvintele în ebraică se referă la ocean. And the word fountains implies that subterranean water is coming into the ocean under high pressure. Și cuvântul izbuc se referă la faptul că o apă subterană vine la suprafață cu o presiune mare. And the verb in Hebrew, și verbul în ebraică, is a word that's used many several other times in the Old Testament. Este un cuvânt folosit de câteva ori în Vechiul Testament. And what it indicates is the breaking of rock and the crust of the earth. Și ceea ce indică este ruperea rocii și a crustei, a scoarței terestre. In one place it's used to describe a small earthquake. Într-un loc este folosit pentru a descrie un mic cutremur. In another place it's used to describe the breaking of a whole mountain. Într-un alt loc este folosit pentru a descrie ruperea unui munte întreg. So that tells us that at the beginning of the flood there were tectonic activities that was breaking the crust of the earth in many places. Deci asta ne spune că la începutul potopului au existat activități tectonice care efectiv rupeau scoarța pământului în multe locuri. And water was coming into the ocean. Și apa năvălea în ocean. But whenever you break the crust of the earth, dar de câte ori rupi scoarța pământului, when you have an earthquake, când ai un cutremur, you often produce volcanoes. Deseori se produc vulcane. But when you have an earthquake on the ocean floor, dar atunci când ai un cutremur pe fundul oceanului, you also produce tsunamis. Produci și tsunamiuri. And we know what tsunamis do. Și știm ce fac tsunamiurile. They raise the whole ocean. Ridică întreg nivelul oceanului. And they do incredible damage. Și produc pagube incredibile. So, at the beginning of the flood and for the next 150 days. Deci la începutul potopului și pentru următoarele 150 de ani de zile. The crust of the earth was breaking apart in many places. Scoarța terestră a fost ruptă în multe locuri. Causing tsunamis. Provocând tsunamiuri. It was pouring rain. Ploua cu putere. And so you would have massive erosion and destruction. Și avea eroziune și distrugere masivă. And anything not in the ark would die. Și orice nu era în arcă a murit. Creatures would be swept away by the flood waters. Ființele, vietățile au fost rase de pe suprafața pământului de apă. Then there's the depth of the flood. Apoi vorbim despre adâncimea potopului. The Bible is very clear. Biblia ne spune foarte clar.
The water covered eventually all the high mountains. Că apele în cele din urmă au acoperit toți munții înalți. And those were the mountains of the pre-flood world. Astea erau munții lumii de dinainte de potop. They didn't cover the Himalayas. Nu au acoperit Himalaya. Because the Himalayas weren't there. Pentru că munții Himalaya nu erau acolo. All of our modern mountain ranges are made of sedimentary rocks. Munții noștri moderni sunt formați din roci sedimentare. That have fossils in them. Care conțin fosile. And those rock layers were once level. Și acele straturi geologice au fost la un moment dat plate. And they were bent and forced up. Și au fost îndoite și au fost forțate să fie ridicate. So if you're going to have a flood that covers all the high mountains under the heavens. Deci dacă ai un potop care acoperă toți munții înalți sub ceruri. You will have a global flood. Ai un potop global. Because water always goes to the lowest level. Pentru că apa întotdeauna curge la nivelul cel mai jos. Scufundat. To have a local flood in the Middle East, you would have to have something like that. Ca să ai un potop local în Orientul Mijlociu, ar trebui să ai ceva de genul ăsta. But you couldn't have a flood like that unless God miraculously put a barrier around the flood. Dar nu ai putea să ai un astfel de potop decât dacă Dumnezeu în mod miraculos ar pune o barieră în jurul potopului. But there's absolutely no biblical evidence in Genesis that God contained the waters of the flood. Dar nu există niciun fel de dovadă în Biblie a faptului că Dumnezeu ar fi limitat suprafața potopului. So the idea of a local flood that covers the mountains is illogical. Deci ideea unui potop local care a acoperit munții este ilogică. The last evidence I want to mention is the rainbow promise. Ultima dovadă pe care vreau să o menționez este promisiunea curcubeului. And in Genesis 9, God promised that never again would he send a flood to destroy the earth. Și în Geneza 9, Dumnezeu promite că niciodată nu va mai trimite un potop cu care să distrugă lumea. And who did he make the promise to? Și cui a făcut această promisiune? He made it to Noah and all his descendants. I-a făcut-o lui Noe și toți urmașii lui. But he also made it to the animals and the birds and all of their offspring. Dar de asemenea a făcut-o față de toate animalele și păsările și tot puii lor, urmașii lor. And he made the promise to the earth itself. Și a făcut o promisiune pământului însuși. And if the flood was local, God lied. Și dacă potopul a fost local, atunci Dumnezeu a mințit. Because there have been many local floods that have killed some animals and some people and destroyed some of the earth. Pentru că întotdeauna au fost niște inundații locale care au ucis câțiva oameni, câteva animale, au distrus local pământul. Now what would we expect to find from a global catastrophic flood? Acum la ce ne-am așteptat să găsim în urma unui potop global catastrofal? Well, we would expect to find billions of dead things. Ne-am așteptat să găsim miliarde de vietăți moarte. We would expect to find evidence that they're buried in rock layers that were once soft sediments. Ne-am așteptat să le găsim îngropate în straturi geologice care au fost la un moment dat sedimente moi. We would expect to find that evidence all over the earth. Ne-am așteptat să găsim aceste dovezi peste tot pământul. And we would expect to find evidence that those rock layers were deposited by water, not in a desert. Și ne-am așteptat ca aceste sedimente să fie depuse de apă și nu undeva în deșert. And that's exactly what we find. Și exact asta găsim. We find water deposited sediments on every continent. Găsim sedimente depuse de apă pe fiecare continent. And there are billions of fossils in those rock layers. Și există miliarde de fosile în acele straturi geologice. Now the evolutionists tell us that that fossil record is the evidence of millions of years of history. Evoluționiștii ne spun că aceste depuneri, aceste straturi geologice sunt dovada milioanelor de ani de istorie. But if Noah's flood really happened, dar dacă potopul lui Noe chiar s-a întâmplat, that cannot be correct. Atunci acest lucru nu poate fi corect. So let's look at some of the geological evidence for this flood. Hai să vedem câteva din dovezile geologice pentru acest potop. As I said, the idea of millions of years was developed in the late 18th and early 19th century. Așa cum am spus, ideea de milioane de ani a fost dezvoltată la sfârșitul secolului 18, începutul secolului 19. And at that time there were three competing views of Earth history. Și în acel moment au existat trei viziuni care erau în competiție una cu alta în legătură cu istoria Pământului. There was the biblical view that had been believed in the church for 1800 years. Exista viziunea biblică, cea crezută în biserică pentru 1800 de ani. And
The Christians believed that there was a supernatural creation week. Și creștinii credeau că exista o săptămână supranaturală a creației. Of 6 literal days of creation. De 6 zile de creație. And then there was the flood at the time of Noah. Și apoi a fost potopul pe vremea lui Noe. Which there were a number of geologists in the early 19th century who believed that that was the cause of the geological record. Și existau câțiva geologi în secolul 19 care erau convinși că acesta era motivul pentru straturile geologice. And then the earth recovered from that event up to the present time. Și apoi pământul și-a revenit după acel eveniment până în zilele noastre. And this whole period of history was about 6,000 years. Și că toată perioada asta de istorie a fost aproximativ 6,000 de ani. But other views were developed in the early 19th century. Dar și alte viziuni au fost dezvoltate la începutul secolului 19. One became known as the catastrophist view. Când a apărut ideea de viziune catastrofică. And George Cuvier in France and William Smith in England proposed this. În Franța și William Smith în Anglia au propus acest model. And they believed in God, so they believed in a supernatural beginning. Ei au crezut în Dumnezeu și au crezut într-un început supranatural. But then they believed that after God created the first living creatures, dar ei au crezut că după ce Dumnezeu a creat primele vietăți, life went along for a long period of time and then there was a catastrophic flood of a continental or global scale. Viața a continuat și a fost un potop la nivel continental sau global. And then the earth recovered from that catastrophe. Și apoi pământul și-a revenit după această catastrofă. Life went along for a long period of time. Viața a continuat o perioadă lungă de timp. And then there was another major catastrophic flood. Și apoi a fost din nou o inundație, un potop major, catastrofic. And these men believed this happened many times in history. Și acești oameni credeau că s-a întâmplat același ciclu de multe ori în istorie. In each catastrophe, some of the creatures were buried in sediments and became fossils. Și la fiecare catastrofă, o parte din animale au fost îngropate în sedimente și au devenit fosile. And this represented millions of years of history. Și că acest proces a reprezentat de fapt milioane de ani de istorie. Then there was another view called the uniformitarian view. Apoi a fost o altă viziune numită viziunea uniformitariană. From the word uniform. Din cuvântul uniform. And they rejected any idea of a global or continental size flood. Și ei au respins orice fel de idee de o inundație la nivel continental sau global. James Hutton was in Scotland and Charles Lyell in England. James Hutton în Scoția și Charles Lyell în Anglia. And from their writings we can't be sure if they believed in a supernatural beginning or not. Și din ce au spus ei, nu putem să ne dăm seama dacă au crezut într-o creație supranaturală sau nu. But on their timeline there were no catastrophic floods of a continental or global scale. Dar în linia lor temporală nu exista niciun fel de catastrofă de nivel continental sau global. They argued that the rocks were formed by slow, gradual processes. Ei susțin că straturile au fost formate prin procese lente și graduale. Just slow, gradual erosion. Doar o eroziune lentă și progresivă. By the wind and the rain. De către vânt și ploaie. Slow, gradual deposition. O depunere lentă și progresivă. As the rivers carry their sediments and deposit them on the ocean floor. Așa cum apele aduc sedimentele și acestea se depun pe fundul oceanelor. By about 1840, those first two views were rejected. Aproximativ în 1840, primele două viziuni au fost deja respinse. And the uniformitarian view became the controlling view in geology. Și viziunea uniformitariană a devenit cea supremă în geologie. Every student who went to the university to study geology. Orice student care mergea la universitate să studieze geologia was taught to think about the rocks, învăța să se gândească la pietre, la roci. Slow, gradual processes will explain everything you see. Prin prisma că procese lente și progresive îți vor explica tot ceea ce vezi.
And that's the way most geologists thought until about the 1970s. Și ăsta e felul în care majoritatea geologilor se gândeau până prin anul 1970. And then some evolutionary geologists began to reject that idea. Și apoi unii geologi evoluționiști au început să respingă această idee. And go back to the ideas of the early catastrophists. Și să se întoarcă la ideile celor care susțineau viziunea catastrofei timpurii. And one of those geologists was a very famous British geologist. Și unul dintre acești geologi a fost un geolog foarte faimos britanic. Named Derek Agar. Numit Derek Agar. He was one time president of the Geological Association in Great Britain. A fost la un moment dat președintele Asociației Geologice Geologilor din Marea Britanie. And a professor of geology at a university in Wales. Și profesor de geologie la Universitatea din Wales. Writing in a book on the nature of the strata, the rock layers. Când a scris o carte despre natura straturilor din straturile geologice. He had a short section looking at the history of geology. A avut o secțiune scurtă în legătură cu istoria geologiei. And he's looking back at the early 19th century. Și privea înapoi la secolul 19, la începuturile secolului 19. And he said this. Și a spus acest lucru. Scuza mea pentru această lungă și amatoare abatere în istorie este că am încercat să arăt cum cred că geologia a intrat pe mâna unor teoreticieni care au fost condiționați de situația politico-socială a vremii, mai mult decât de observațiile făcute pe teren. He continued. Și a continuat spunând, cu alte cuvinte, noi am permis să fim spălați pe creier spre a evita orice interpretare a trecutului ce implică extrem și poate fi etichetat ca și procese catastrofice. So he said, we were taught to think slow, gradual processes will explain everything you see. Deci am fost învățați să gândim că procesele lente și progresive îți vor explica tot ceea ce vezi. But after he got his PhD, he went out and looked at the world. Dar după ce și-a obținut doctoratul, a ieșit și a început să se uite la lume. During his life, he visited over 50 countries of the world. În timpul vieții lui, a vizitat peste 50 de țări ale lumii. And the more he looked at the rocks, the more he saw evidence of catastrophe. Și cu cât se uita mai mult la stânci, la roci, a văzut mai mult evidența unor catastrofe. And the last book he wrote was entitled The New Catastrophism. Și în ultima carte pe care a scris-o, titlul acestei cărți era Noul Catastrofism. Why couldn't people see it? De ce nu puteau oamenii să vadă lucrul ăsta? Well, he said we allowed ourselves to be brainwashed. El a spus că ne-am permis să fim spălați pe creier. Now I want to illustrate what it means to be brainwashed. Acum vreau să ilustrez ce înseamnă să fii spălat pe creier. I have a short surprise exam this morning. Am un examen surpriză în dimineața asta. Just a one question exam. Un examen cu o singură întrebare. And here's the question. Și iată întrebarea. You have two curved yellow lines. Ai două linii galbene curbate. So the question is, what's missing? What was that picture originally? Întrebarea este ce lipsește, ce a fost imaginea asta la început. And this is a multiple choice question. Și este o întrebare, un test grilă. So was it A originally? A fost inițial A. Was it B? A fost B. Was it C? A fost C. Or was it D? Sau D. Well, we will, I won't ask for your answers, but we'll grade the exam right now. Nu voi aștepta răspunsurile voastre, dar vă voi da o notă chiar acum. And the correct answer is, și răspunsul corect este, nothing is missing. Nu lipsește nimic. It was drawn that way. A fost desenat în felul ăsta. Now, why did you think something was missing? Acum, de ce te-ai gândit că ceva lipsea? Because I brainwashed you. Pentru că v-am spălat pe creier. How did I brainwash you? Cum v-am spălat pe creier? I asked you what's missing. V-am întrebat ce lipsește. And you thought? Și v-ați gândit? Well, he wouldn't ask what's missing. N-ar întreba ce lipsește. If something's not missing. Dacă nu ar lipsi ceva. So I need to figure out what was missing. Deci trebuie să-mi dau seama ce anume lipsea. I controlled the way you thought about those two curved yellow lines. Eu am controlat cum v-ați gândit voi cu referire la aceste două linii curbate. Just by putting a question into your head. Doar implantând o întrebare în mintea voastră. Dr. Agar said we were brainwashed. Dr. Agar spunea că noi am fost spălați pe creier. So that we couldn't see any evidence of catastrophe. Ca să nu putem să vedem niciun fel de dovadă a unei catastrofe. But it was there all the time. Dar era acolo întotdeauna.
And in the last book he wrote, he gave a lot of examples. Și în ultima carte pe care a scris-o a dat o grămadă de exemple. Here's one. Iată unul. This is a conglomerate. Acesta este un conglomerat. Which is a rock made up of smaller rocks that were eroded from somewhere else. Care este o rocă formată din mai multe roci mai mici care au fost erodate dintr-un alt loc. Transported by water. Transportate de apă. In the process, all the sharp corners and edges got rounded. Și în acest proces, toate ascuțișurile, toate colțurile ascuțite au fost rotunjite. And then it was all cemented back together in a different location. Și apoi toate au fost cimentate la loc într-o altă locație. He said this about this formation, which was very close to where he lived. Și a spus asta despre formația reprezentată care era foarte aproape de locul în care locuia. Aceasta a fost interpretată ca și un conglomerat de bază a unei mari transgresive, a unei mări transgresive diacronice. S-a sugerat cu foarte puține fosile ca dovezi că acest conglomerat are între 3 până la 5 zone cu amonit și prin urmare până la 5 milioane de ani ca și vechime. Cred că a fost depozitat de fapt în câteva ore sau minute. Boy, that's a big difference in interpretation. E o mare diferență în interpretare. 5 million years versus hours and days. 5 milioane de ani versus câteva ore sau zile. Sau minute. What changed? Ce s-a schimbat? The rocks didn't change. Rocile nu s-au schimbat. His interpretation changed. Interpretarea lui s-a schimbat. Because he had become open to the possibility that catastrophe was the explanation for pentru what he saw. Pentru că el a devenit deschis la explicația cum că o catastrofă poate fi explicația la ceea ce a văzut. Now, as far as I can tell from Dr. Eger's writings, he probably died as an atheist. Din câte îmi dau seama din scrierile doctorului Eger, probabil că a murit ca un ateu. He saw evidence for catastrophe. A văzut dovadă pentru catastrofă. But he never saw the evidence for Noah's flood. Dar n-a văzut niciodată dovadă pentru potopul lui Noe. Because he had an anti-biblical worldview. Pentru că avea o viziune asupra lumii antibiblică. He rejected the account of Noah's flood. A respins înregistrările legate de potopul lui Noe. Not for scientific reasons. Nu din motive științifice. But for religious and philosophical reasons. Ci din motive religioase sau filozofice. So we need to understand that all the geologists have the same rocks and fossils to study. Deci trebuie să înțelegem că toți geologii au exact aceleași roci și fosile să le studieze. But if they start with anti-biblical assumptions. Dar dacă pornesc cu niște ipoteze antibiblice. If they say that there never was a flood. Dacă ei spun că nu a existat niciodată un potop. That's just a myth. Este doar un mit. And they go out and look at the rocks. Și merg și se uită la roci. They're going to say the earth is old, it took millions of years for those rock layers to form. Vor spune pământul este foarte vechi, a fost nevoie de milioane de ani ca acele straturi geologice să se formeze. But creationist geologists go out and look at the very same rocks. Iar geologii creaționiști se duc și se uită la exact aceleași roci. And they believe that the flood happened. Și ei cred că potopul s-a produs. And they go and look at those rocks. Se duc și se uită la acele roci. And they see all kinds of evidence for a young earth and a global flood. Și văd tot felul de dovezi pentru un pământ tânăr și un potop global. So let's look at a little of that evidence. Așa că hai să ne uităm un pic la aceste dovezi. How long does it take to form fossils? De cât timp este nevoie pentru a forma fosile? Well, the first thing we need to know is that fossils do not come with labels on them saying how old they are. În primul rând trebuie să știm că fosilele nu vin cu niște etichete pe ele pe care scrie ce vechime au. And they don't date the fossils directly. Și nu se datează fosilele în mod direct. They date rock layers. Se datează straturile geologice. But they don't date the rock layers that the fossils are in directly. Dar nu se datează straturile geologice în care sunt fosilele în mod direct. They date volcanic rock layers. Și se datează straturi geologice vulcanice. And then they use those to estimate the age of the sedimentary rocks. Și apoi se folosesc acele datări pentru a estima vârsta rocilor sedimentare. But here's an interesting statement by two evolutionists in a book on dinosaurs. Și aici sunt niște afirmații a unor evoluționiști dintr-o carte despre dinozauri. Fosilizarea este un proces care poate dura oricât, de la câteva ore la câteva milioane de ani.
Now think about that for a second. Acum gândiți-vă la asta un pic. How do they know it takes millions of years for fossils to form? De unde știau ei că e nevoie de milioane de ani pentru a se forma fosile? Has there ever been a geologist who's watched a bone change into stone over millions of years? Ca și când ar fi existat vreodată un geolog care a urmărit cum s-a transformat un os într-o piatră în milioane de ani? No. Nu. That's not observational science. Asta nu este o știință prin observație. How do they know it happens in a few hours? De unde știau că se poate întâmpla în câteva ore? Well, they continue. Ei merg mai departe. Timpul care ia unui os să devină complet permineralizat este foarte variabil. Dacă apele subterane sunt foarte încărcate cu minerale, procesul poate avea loc foarte rapid. Oasele de acum care cad în izvoarele minerale pot deveni permineralizate într-un interval de săptămâni. So what do we have for fossilization to happen very rapidly? Deci de ce avem nevoie pentru ca fosilizarea să se producă foarte repede? We have to have subterranean, we have to have water. Avem nevoie de apă. Filled with minerals. Umplută cu minerale. Can you think of any event in the Bible where you would have a lot of water filled with a lot of minerals? Puteți să vă gândiți la un eveniment în Biblie unde să aveți foarte multă apă plină cu foarte multe minerale? Noah's flood. Potopul lui Noe. The fountains of the great deep would bring minerals. Izbucurile adâncurilor ar aduce minerale. And the massive erosion would pulverize rock. Și o eroziune masivă a pulverizat roci. The fossils themselves speak of rapid burial and fossilization. Fosilele în sine vorbesc despre un proces rapid de îngropare și fosilizare. Here's an ichthyosaur caught in the act of giving birth. Iată un ichthyosaur care a fost prins fix în momentul în care năștea. Mom and baby were buried in sediments. Mama și puiul au fost îngropați în sediment. A fish that didn't get to finish swallowing lunch. Un pește care nu a apucat să-și înghită masa de prânz. Charles Darwin said this. Darwin a spus asta. Niciun organism în întregime moale nu poate fi conservat în colecția de fosile. Well, Charles was wrong. E bine, Charles a greșit. I have evidence that he was wrong. Am dovadă că a greșit. Here's a fossilized worm. Iată un vierme fosilizat. No hard parts. Nu există zone tari. And here's something that had to fossilize quickly. Și iată ceva ce trebuia să se fosilizeze foarte repede. It's animal manure. Este bălegar de animal. It wouldn't lay on the ground for thousands of years. Asta n-ar rămâne așa doar pe pământ pentru mii de ani. To slowly get fossilized. Ca încet să se fosilizeze. How long does it take to form and erode rocks? De cât timp e nevoie pentru a se forma și pentru a se eroda pietrele? When I was working on my PhD, I read about some research on the east coast of England. Când lucram la doctoratul meu, am citit despre ceva cercetări făcute pe coasta de est a Angliei. And it was reported this way. Și a fost raportul cercetărilor a fost în felul acesta. Fără a avea în vedere legile geologiei, noroiul din Laștin se întărește ca piatra în câțiva ani, mai degrabă decât mii de ani cât ar dura de obicei. Now, how do they know that it usually takes thousands of years for rock to form? De unde să știe că e nevoie de mii de ani pentru a se forma roca? Has any geologist watched rock form over thousands of years? A observat vreun geolog timp de mii de ani o piatră formându-se? They go on to say this. Și merg mai departe să spun asta. Professor Coleman was the geologist doing the research. Profesorul Coleman a fost geologul care a făcut această cercetare. Și a spus că piatra se formează mult mai rapid decât cineva ar crede că e posibil. O piatră formându-se în 6 luni. De obicei, acestea conțin fosile foarte frumos conservate, unde detaliile țesutului moale al vietății este la fel de bine conservat ca și osul, ca și cum nu a avut timp să putrezească înainte ca piatra să se formeze în jurul ei. Now, he was shocked. El a fost șocat. He couldn't believe that it was possible for rock to form this fast. Nu venea să creadă că e posibil ca rocile să se formeze așa de repede. But it was. Dar așa a fost. And how? Și cum? Well, they studied the mud under the microscope. Ei bine, au studiat noroiul sub microscop. And they found that there were bacteria in the mud. Și au găsit bacterii în noroi. That were eating things in the mud. Care mâncau lucruri din noroi. And producing a waste product
to turn the mud into stone. Și produceau niște dejecții care transformau noroiul în rocă. So all you have to have is the right chemicals in solution. Deci tot de ce e nevoie sunt produsele chimice potrivite, soluțiile potrivite. And you can turn mud into stone very quickly. Și poți să transformi noroiul în piatră foarte repede. And you know this. Și știi asta. It doesn't take millions of years to make a road from concrete. Nu e nevoie de milioane de ani pentru a face un drum din beton. And concrete is man-made rock. Iar betonul este o rocă făcută de om. What about erosion? Cum rămâne cu eroziunea? The Scablands is an area in the northeast part of the United States. Scablands este o zonă în nord-estul Statelor Unite. It's rock that was deposited by massive lava flows. E rocă depozitată de niște scurgeri de lavă masive. And for decades the geological community said this was eroded over millions and millions of years. Și zeci de ani geologii spuneau că acest loc a fost erodat timp de milioane și milioane de ani. But you can go to evolutionist websites today. Dar poți să mergi pe niște site-uri evoluționiste astăzi. Where you will read that they think this was eroded in 1 to 2 days. Unde vei vedea că ei cred că acest loc a fost erodat între 1 și 2 zile. In solid rock. În rocă solidă. By a catastrophic flood. De o inundație catastrofală. And the area we're talking about is up here in Washington State. Și zona despre care vorbim este aici sus în statul Washington. And there was a geologist working out there in the 1920s. Și a fost un geolog care lucra acolo în anii 1920. By the name of Brett. Pe care îl chema Brett. And he was an evolutionist. Și el era evoluționist. He believed in millions of years. Credea în milioane de ani. But as he studied these rocks, dar cum studia aceste roci, he was convinced that they were eroded catastrophically. A fost convins că acestea au fost erodate în mod catastrofal. He wasn't sure where the water came from. Nu era convins de unde venea apa. But when he published his theory, dar când și-a publicat seria de articole, he was criticized by the scientific community. A fost criticat de comunitatea științifică. Because they were locked into the uniformitarian view. Pentru că ei erau blocați în viziunea uniformitariană. They said you can't be right. I-au spus tot nu poți să ai dreptate. Because everything must be explained by slow, gradual processes. Pentru că toate lucrurile trebuie să fie explicate prin procese lente și progresive. Well, a few years later, another geologist was working in Montana. Cu câțiva ani mai târziu, un alt geolog lucra în Montana. And he found evidence for a lake. It's not there today. Și el a găsit dovezi pentru un lac care nu e acolo astăzi. And he said there was an ice dam in a narrow valley. Și el spune că exista un baraj de gheață într-o vale îngustă. And at the end of the ice age, și la sfârșitul erei glaciare, that dam broke. Acel baraj s-a rupt. And all this water flowed through the Scablands. Și toată apa a curs prin Scablands. And the water was moving at an estimated 100 kilometers an hour. Și apa se mișca cu o viteză estimată la 100 de kilometri pe oră. Carrying rocks the size of automobiles or small houses. Purtând cu ea roci de dimensiunea unor automobile sau unor case mai mici. And carving that landscape. Și astfel a sculptat acel peisaj. Well, it took a few more years before the geological community agreed. A fost nevoie de încă câțiva ani până când comunitatea geologilor a fost de acord. And Dr. Stephen Jay Gould, a great evolutionist geologist at Harvard University. Și doctorul Stephen Jay Gould, marele cercetător geolog de la Harvard, describes the situation this way. Descrie situația în felul acesta. Stabilirea reprezentată de Societatea Geologică a Statelor Unite i-au făcut să fie de acord în opoziție. În loc să testeze potopul lui Brett pe baza dovezilor, ei l-au respins din principiu. Brett a stat împotriva acestei dogme foarte restrictive, care niciodată nu a avut logică. Concluzia era evidentă de un secol. Charles Lyell, părintele gradualismului geologic, a reușit să înșele toată lumea științifică punând bazele doctrinei schimbării imperceptibile. Dogma, doctrine. Dogma, doctrină. I thought that was in religion. Credeam că astea sunt din religie. No, it's in science too. Nu, este și în știință. It's usually called a model or a paradigm. De obicei se numește model sau paradigmă.
And it controls the way scientists think. Și aceste lucruri controlează felul în care oamenii de știință gândesc. And students are taught to think like their professors. Și studenții sunt învățați să gândească la fel ca și profesorii lor. And it takes a brave scientist to go against the majority view. Și e nevoie de un om de știință curajos ca să se întoarcă împotriva celor lucruri pe care le cred majoritatea. So let me illustrate what's happening here with a pair of glasses. Deci haideți să vă ilustrez ce se întâmplă aici cu o pereche de ochelari. Most scientists are wearing what we call evolutionized glasses. Majoritatea oamenilor de știință poartă ceea ce noi numim ochelari ale evoluției. They get these glasses when they go to school. Și ei primesc acest ochelari atunci când merg la școală. They're taught to think like an evolutionist. Sunt învățați să gândească ca un evoluționist. They're taught to think millions of years was required to produce the world we live in. Sunt învățați să gândească ca și cum milioane de ani sunt necesari pentru a produce ceea ce vedem astăzi. And when somebody wears these glasses, și atunci când cineva poartă acești ochelari, they look at the world. Se uită la lume. And they don't see any evidence for Noah's flood. Și nu văd niciun fel de dovezi pentru potopul lui Noe. And sadly, most Christians in the world are wearing those glasses too. Și din păcate, mulți creștini din lumea asta poartă acești ochelari. But Christians should be wearing what we call biblical glasses. Dar creștinii ar trebui să poarte ceea ce noi numim ochelarii Bibliei. Our thinking should be shaped and guided by the history in the Bible. Gândirea noastră ar trebui să fie ghidată și formată de istoria din Biblie. Now, I have bifocals. Eu am ochelari bifocali. And I like to do experiments when I'm out speaking. Și îmi place să fac experimente atunci când nu fac prezentări. So if I look at the people in the back through my bottom lenses, deci dacă mă uit la oamenii din spate prin lentilele de jos, I can tell you that it is a proven scientific fact. Eu pot să vă spun că este un fapt dovedit științific. That those people in the back have heads. Oamenii aceia din spate au capete. But they do not have eyeballs. Dar nu au globuri oculare. I mean, if you could look through my glasses, you'd see that. Dacă te-ai putea uita prin ochelarii mei, ai vedea asta. But if I look through my top lenses, dacă mă uit prin lentilele de sus, I say, oh, they have heads and they have eyeballs. Zic că da, uite, au capete și au globuri oculare. What's the difference? Care e diferența? The people haven't changed. Oamenii nu s-au schimbat. It's my interpretation that changed. Ci interpretarea mea s-a schimbat. Because of the lenses that I was looking through. Din cauza lentilelor prin care m-am uitat. So when we put on biblical glasses, deci atunci când ne punem ochelarii Bibliei, we can see all kinds of evidence for a global flood. Putem să vedem tot felul de dovezi pentru un potop global. And evidence that those rock layers were not deposited slowly over millions of years. Și dovezile că acele straturi geologice nu au fost depuse încet în milioane de ani. But were deposited rapidly, one after the other. Ci au fost depozitate rapid, unul după altul. One of those evidences is the lack of erosion between the layers. Una dintre dovezi este lipsa eroziunilor dintre straturi. So if you could take a big saw and cut down through the rocks in the southwest United States. Deci dacă ai putea să iei un fierăstrău mare și să tai prin rocile din sudul Statelor Unite. That's what the rock layers would look like. Așa ar arăta straturile geologice. And on the surface you have these huge erosion surface erosion features. Și la suprafață ai aceste trăsături masive de eroziune. These cliffs are hundreds or even thousands of meters high. Aceste stânci au înălțimi de mii sau sute de metri înălțime. And the Grand Canyon, și Marele Canyon, the evolutionists say the rocks were deposited over 300 million years. Evoluționiștii spun că rocile au fost depozitate într-un timp de 300 de milioane de ani. But geologists can trace those rock layers over thousands of kilometers. Dar geologii au urmărit straturile pe mii de kilometri. And there is no evidence of erosion between the layers. Și nu există niciun fel de dovadă de eroziune între straturi. We would expect to see all kinds of cliffs and canyons in those layers if they were deposited slowly. Ne-am așteptat să vedem tot felul de stânci sau mici crăpături, canioane în acele straturi dacă ar fi fost depozitate în milioane de ani.
Another evidence is the deformation of the sediments. O altă dovadă este deformarea sedimentelor. Indicating that they were deformed when they were soft. Care indică faptul că au fost deformate atunci când erau moi. In the Grand Canyon, în Marele Canyon, the whole pile of 1.5 kilometers of rock have been bent on the northeast end. Toată structura de 1.5 kilometri de roci a fost îndoită. The evolutionists say that 1.5 kilometers was deposited over 300 million years. Evoluționiștii spun că 1.5 kilometri a fost depozitat în 300 de milioane de ani. How do you bend rock that has been hard for millions of years? Cum îndoi o rocă care a fost întărită de milioane de ani? You can't. Nu poți. Unless you change the structure or the character of the rock under heat and pressure. Decât dacă schimbi caracterul și rezistența rocii cu căldură și presiune. But here's an example in the Grand Canyon. Iată un exemplu din Marele Canyon. And the rock doesn't change character as it goes through the bend. Și roca nu schimbă caracterul în timp ce trece prin îndoitură. And you can see it's a big bend because there's people at the bottom. Și poți să vezi că e o îndoitură mare pentru că aceștia sunt oameni la baza rocii. Here's a rock layer that goes through a bend. Iată un strat care trece printr-o îndoitură. You can't bend brittle rock and produce that. Nu poți să îndoi o rocă întărită și să produci așa ceva. That shows that that rock was still very wet and soft when the earth moved to bend the sediment. Asta ne arată că acea rocă era încă foarte moale și umedă atunci când pământul s-a mișcat și a produs această îndoitură. Another evidence is the lack of biological life at the surface of the layers. O altă dovadă este lipsa vieții biologice la suprafața straturilor. If you had one layer that was exposed for millions of years on the ocean floor or on the land, dacă ai un strat care este expus timp de milioane de ani pe fundul mării sau la suprafață pe uscat, you would expect to find evidence of plant and animal life. Te aștepta să găsești dovezi pentru existența vieții animale. But we find hardly any of that between the layers. Dar găsim aproape nimic din astea între straturi. Then we see ripple marks, raindrop marks and footprints. Apoi vezi urme de pași sau urme de picături. On the surface of a layer. Pe suprafața unui strat. But these are very fragile features. Dar acestea sunt lucruri foarte fragile. If you walk on the sand on the coast of the Black Sea, dacă mergi pe nisip pe malul Mării Negre, your footprints are not going to stay there for hundreds and thousands of years. Urmele pașilor tăi nu o să rămână acolo mii și sute de ani. So to produce that, you've got to bury those features with another layer soon after they're formed. Deci pentru a se păstra, atunci toate aceste lucruri trebuie să fie acoperite imediat după ce au fost formate. Another evidence is fossils that go through more than one layer. O altă dovadă constă în fosile care trec prin mai multe straturi. This was one of the first examples found in 1826 in Scotland. Acesta este unul din primele exemple găsite în 1826 în Scoția. The tree has no branches and no roots. Copacul nu are crengi sau rădăcini. Have you ever been in the forest to see a tree with no branches and no roots? Ați fost în vreo pădure să vedeți un copac fără rădăcini și fără crengi? And just standing at an angle like that? Și doar stând așa într-un unghi? It would fall down. Ar cădea. And decay. Și s-ar descompune. That had to be deposited and buried rapidly. Trebuia să fie îngropat, depozitat foarte repede. And these kind of fossils are often found in the where we find coal. Și aceste aceste depozite se pot găsi acolo unde găsim cărbune. And they never have branches and they never have trees. Și niciodată nu au avut roots. Rădăcini sau crengi. And they're often very large. Și deseori sunt foarte mari. Those trees did not grow where they are now found. Acei copaci nu au crescut acolo unde sunt găsiți astăzi. They were ripped up. Au fost mulși. The roots and the branches broken off. Rădăcinile, crengile au căzut. Transported. Fost transportați. Buried rapidly. Și îngropați rapid. Here's one in the state of Tennessee. Aici este unul în statul Tennessee. The bottom of it is in a coal deposit.
Partea de jos este într-un strat de cărbun. Then it goes through limestone. Apoi trece prin calcar. And then it goes into another coal deposit. Și apoi din nou un strat de cărbun. That had to be buried rapidly. Trebuie să fi fost îngropat rapid. And that means that the coal was also formed rapidly. Și asta înseamnă de asemenea că stratul de cărbune a fost format rapid. Well, there's lots of other evidence we could talk about. Există multe alte dovezi despre care putem vorbi. What about radiometric dating? Dar ce putem spune despre datarea radiometrică? These methods were developed in the early 20th century. Aceste metode au fost dezvoltate la începutul secolului 20. Long after geologists were already thinking of millions of years. Cu mult după ce geologii deja se gândeau la milioane de ani. But they're not reliable. Dar nu sunt de încredere. We have good evidence that they're not. Avem dovezi bune care ne arată că nu sunt. In 1980, Mount St. Helens in Washington erupted as a volcano. În 1980, muntele St. Helens a erupt, un vulcan. And it blew off a third of the mountaintop. Și a explodat o treime din vârful muntelui. And lava formed in the crater. Și s-a format lava în crater. 12 years after the eruption, la 12 ani după erupție, a creation geologist went up on the mountain. Un geolog creaționist a mers sus pe munte. He took samples of that crater, of that lava. Și-a luat probe din acea lavă. He sent the rocks to a radiometric dating lab. Și-a dus acele roci la un laborator de datare radiometrică. He did not tell them where he got the rocks. Și nu le-a spus de unde a luat rocile. Because he wanted a blind analysis. Pentru că a vrut o analiză oarbă. Well, they applied four different methods. Sau a fost aplicate patru metode diferite. And the results came back. Și au venit rezultatele. These rocks are 340,000 to 2.8 million years old. Și rezultatul a fost că aceste roci au o vechime între 340.000 până la 2,8 milioane de ani. But the dating methods are supposed to tell us when the lava came out of the ground and hardened into rock. Dar aceste metode de datare trebuia să ne arate momentul în care lava a ieșit din pământ și s-a întărit și a format piatra. But we know when that happened. Dar știm când s-a întâmplat asta. Those rocks were all less than 12 years old. Rocile alea aveau vechime mai mică de 12 ani. So the dating methods are wrong by just a little bit. Așa că aceste metode de datare greșesc puțin. This famous mountain in New Zealand erupted five times from 1949 to 1975. Acest munte din Noua Zeelandă a erupt de 5 ori între 1949 și 1975. And geologists have identified the lava from each one of those eruptions. Și geologii au identificat scurgerile de lavă din fiecare dintre aceste erupții. Dr. Andrew Snelling is a creation geologist. Dr. Andrew Snelling este un geolog creaționist. And he's from Australia. Este din Australia. He went over to New Zealand, he took samples. A mers în Noua Zeelandă și a luat probe. He sent the samples to a laboratory. Și-a trimis probele la un laborator. The results came back. Au venit rezultatele. Using the potassium argon method. Folosind metoda cu potasiu argon. These rocks are 270,000 to 3.5 million years old. Rocile astea au o vechime între 270.000 de ani și 3,5 milioane de ani. But they were all less than 50 years old. Dar toate erau mai tinere de 50 de ani. And there are lots of examples in the scientific literature. Și există foarte multe exemple în literatura științifică. Where they take rocks of known age. Unde se iau roci cu o vârstă cunoscută. Where human beings saw the volcano erupt. Unde oamenii au văzut cum a erupt vulcanul. And when they use the dating methods. Și când au folosit metodele de datare. They don't work. Nu funcționează. They give very exaggerated ages for rocks that are young. Dau niște vârste exagerate pentru niște roci tinere. But when they use the methods on rocks of unknown age. Dar când folosesc metodele la roci de o vârstă necunoscută. Where no human saw the lava come out of the ground. Unde nimeni n-a văzut cum acea lava a ieșit din sol. The evolutionists want us to assume that the dates are right. Vor ca noi să presupunem că datele sunt corecte. But think about it. Dar gândiți-vă la asta. If the dating methods don't work on the rocks we do know the age of. Dacă metodele de datare nu funcționează în cazul rocilor la care le cunoaștem vârsta. Why should we trust the dates on the rocks we don't know the age of? De ce ar trebui să avem încredere în datele stabilite pentru rocile la care nu le cunoaștem vârsta? And the problem with the dating methods is the assumptions. Și problema cu metodele de datare sunt presupunerile.
And I don't have time to go into those. Și nu am timp să intru în detalii. But there are three basic assumptions in the dating methods. Dar sunt trei presupuneri de bază în metodele de datare. And creation scientists believe there are good scientific reasons to reject the evolutionist assumptions. Și oamenii de știință creaționiști consideră că există niște motive bune științifice de a respinge aceste presupuneri evoluționiste. So we go to the Grand Canyon. Așa că ne întoarcem la Marele Canyon. Or other national parks in other countries. Sau la alte parcuri naționale în alte țări. And the geologists say these were formed over millions of years. Și geologii spun că acestea s-au format în milioane de ani. But really, they are the sobering testimony to Noah's flood. Dar realitate sunt doar o dovadă clară a potopului lui Noe. Now, for Christians, I want to emphasize something. Acum pentru creștini vreau să scot ceva în evidență. The geological record of rock layers and fossils. Colecțiile de fosile din straturile geologice. That either formed before Adam was created. Care s-a format înainte ca Adam să fie creat. Or it formed after Adam was created. Sau s-au format după ce Adam a fost creat. There's no other place to put it. Nu este alt loc unde să le potrivim. And if it was formed after Adam, și dacă s-a format după Adam, then the most logical place for most of it is Noah's flood. Cel mai logic loc în care s-a format este potopul lui Noe. So if we accept the millions of years, deci dacă acceptăm milioanele de ani, we're going to have to reject Noah's flood. Trebuie să respingem potopul lui Noe. Because you can't have a global flood that leaves no evidence. Pentru că nu poți să ai un potop global care să nu lase niciun fel de urme. But if we accept Noah's flood, dar dacă acceptăm potopul lui Noe, then we must reject the millions of years. Atunci trebuie să respingem milioanele de ani. Because the rocks cannot be the result of Noah's flood. Pentru că rocile nu pot să fie rezultatul potopului lui Noe. And the result of millions of years. Și rezultatul milioanelor de ani în același timp. So I like to say that Noah's flood washes away millions of years. Așa că îmi place să spun că potopul lui Noe spală de la o parte milioanele de ani. Because most of those sediments were deposited during Noah's flood. Pentru că majoritatea sedimentelor au fost depuse pe vremea potopului lui Noe. Some at the bottom of the geological record were formed before the flood. Unele la baza straturilor geologice s-au format înainte de potop. And they don't have fossils in them. Și nu conțin fosile. And some local deposits at the top. Și unele depozite locale în partea de sus. They were formed after the flood. Au fost formate după. But the millions of years is washed away. Dar milioanele de ani sunt date la o parte. Well, if the geological evidence is so clear, dacă dovada geologică este așa de clară, why don't more people believe in it? De ce nu cred mai mulți oameni în această dovadă, în potopul lui Noe? I think there's two reasons. Cred că sunt două motive. One is stated in the Bible. Unul dintre aceste motive este prezentat în Biblie. Fiindcă măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au folit că sunt înțelepți și au nebunit. The Bible says that sin darkens the mind. Biblia spune că păcatul a întunecat mintea. It causes us to think strange things. Ne face să gândim ciudat. Now, it won't affect your thinking if you're deciding whether you're going to have cheese and ham for breakfast. E bine, nu-ți va afecta gândirea dacă trebuie să decizi dacă o să mănânci caș sau șuncă pentru micul dejun. Or you're going to have fruit and bread and jam for breakfast. Sau dacă o să mănânci fructe, pâine și gem la micul dejun. Sin won't affect that decision. Păcatul nu-ți va afecta această decizie. But if you're thinking about really important questions. Dar dacă te gândești la niște lucruri chiar importante. Like. Cum ar fi? Where did I come from? De unde vin? Why am I here? De ce sunt aici? What's going to happen to me when I die? Ce mi se va întâmpla când voi muri? Is there a God to whom I am morally accountable? Există un Dumnezeu față de care am o responsabilitate morală? Is there a heaven and a hell? Există un rai și un iad? If you're thinking about those questions. Atunci când te gândești la aceste întrebări. Or you're trying real hard not to think about those questions. Sau te străduiești foarte tare să nu te gândești la aceste întrebări. Sin will darken the mind. Păcatul îți va întuneca gândirea. And it will cause really smart people with lots of education. Și va face ca oameni foarte deștepți cu foarte multă educație.
to think really strange things. Să gândească lucruri foarte ciudate. But if you don't like that answer, then dacă nu-ți place acest răspuns, atunci may I use the words of Derek Eger? Atunci aș vrea să folosesc cuvintele lui Derek Eger. The reason that most geologists don't see the evidence for Noah's flood and a young earth. Motivul pentru care majoritatea geologilor nu văd dovezile pentru potopul lui Noe și a pământului tânăr. It's because we've allowed ourselves to be brainwashed. Atunci este pentru că am permis să ni se spele creierele. And it's not just students and scientists who are brainwashed. Și nu sunt doar studenți sau oameni de știință cărora le este spălat creierul. It's also our theologians. Și de asemenea și teologi. And our Bible scholars. Și învățații biblici, de Biblie. Because they've gone to the same schools. Pentru că merg la aceleași școli, the same museums, la aceleași muzee, they watch the same science programs on television. Și se uită la aceleași programe de știință la televizor. And most Bible scholars and theologians in the Western world, și cei mai mulți cercetători ai Bibliei și teologi din lumea din vest, are compromised with millions of years. Sunt compromiși cu ideea milioanelor de ani. Gleason Archer taught at the seminary that I attended. Gleason Archer a predat la un seminar unde eu am participat. He was a great Old Testament scholar. Și era un cercetător, un domn de știință al Vechiului Testament. And he said this. Și a spus acest lucru. Dintr-o citire superficială a Genezei 1, am avea impresia că întreg procesul de creație a avut loc în 6 zile de 24 de ore. Dacă acesta a fost adevărul intenționat al adevărului al autorului evreu. Deci dacă acesta a fost adevărul intenționat al autorului evreu. He didn't believe that the days of creation were literal. El nu credea că zilele creației au fost literalmente așa. He taught the church that the days were long periods of time of hundreds of millions of years each in Genesis 1. El a predat bisericii faptul că de fapt era vorba de zile lungi de milioane de ani fiecare. Why? De ce? He tells us in the very next sentence. Ne spune chiar în propoziția următoare. Acesta pare să meargă împotriva cercetării științifice moderne care indică că planeta Pământ a fost creată acum câteva miliarde de ani. Notice his words. Urmăriți cuvintele lui. Scientific evidence. Dovezi științifice. No, it's not the scientific evidence. Nu e vorba de dovezi științifice. It's the anti-biblical assumptions that have been used to interpret some of the evidence. Sunt presupunerile antibiblice folosite pentru a interpreta unele dintre dovezi. So over the last 200 years, deci în timpul următorilor câteva sute de ani, the scientific community has been saying the Bible's not true, the rocks are millions of years old, you have to believe us. Oamenii de știință au tot spus că Biblia nu e adevărată, totul s-a format în milioane de ani, trebuie să ne crezi. And most of the theologians said, well, we'll just have to accept the millions of years. Și majoritatea teologilor au spus, ei bine, asta este, trebuie să acceptăm milioanele de ani. And fit it into the Bible somehow. Și le-au potrivit cumva în Biblie. So the problem is not science. Așa că problema nu este știința. The problem is what glasses we're wearing. Problema e legată de ochelarii pe care îi purtăm. And for the Christian, it's a question of authority. Și pentru creștin e vorba de autoritate. And really for the non-Christian, it's the same question. Și la fel și pentru necreștin este aceeași întrebare. Will you believe the infallible word of God who was there at the beginning, who was there at the flood? Vei crede cuvântul infailibil al lui Dumnezeu care a fost acolo la început, a fost acolo la potop? Who knows everything and never makes any mistakes? Care știe totul și nu face greșeli niciodată? Or will you believe the fallible opinion of sinful men, some of whom are called scientists? Sau vei crede opiniile expuse greșeli ale unor oameni de știință păcătoși? Sau păcătoși care spun uneori oameni de știință? Who don't know everything? Care nu știu toate? Who weren't there over the millions of years that they talk about as if they saw it all? Care nu au fost acolo în timpul acelor milioane de ani despre care vorbesc ca și când au fost acolo și au văzut. And most of them are in rebellion against their creator. Și majoritatea lor sunt răzvrătiți împotriva creatorului lor. Trying to explain the world without God. Încercând să explice o lume fără Dumnezeu. So most of the world says Noah's flood never happened. Așa că majoritatea lumii spune că potopul lui Noe nu s-a întâmplat niciodată. Take my word for it. Crede-mă pe mine, pe cuvânt. God says I created about 6,000 years ago and destroyed the world with a flood. Dumnezeu spune, am creat totul cam cu 6,000 de ani în urmă și am distrus totul cu un potop global.
So who are we going to believe? Deci pe cine vom crede? And for Christians, they have to decide whether they're going to believe what God said. Și pentru creștini, ei trebuie să decidă dacă vor crede ceea ce a spus Dumnezeu. Or they're going to believe what a large number of Christian theologians say. Sau vor crede ceea ce un număr mare de teologi creștini spun. Who have believed what the majority of scientists say. Care au crezut ceea ce spune majoritatea oamenilor de știință. Rather than believing what God said. Mai mult decât să creadă ceea ce a spus Dumnezeu. So I encourage you to take advantage of the resources. Așa că vă încurajez să profitați de resurse. To help you think through this issue. De resursele care vă pot ajuta să vă gândiți la lucrurile astea. And if you read English, there's a lot more information on our website. Și dacă citiți în engleză, atunci este mult mai multă informație pe site-ul nostru. Jesus believed in the flood. Iisus a crezut în potop. He believed in Noah. A crezut în Noe. He believed in the ark. A crezut în arcă. And he said that judgment is a warning of the judgment to come. Și a spus că acea judecată este un avertisment pentru judecata care urmează să vină. And so we have lots of good reasons to believe that Noah's flood really happened and was global. Deci avem niște motive importante pentru care să credem că potopul lui Noe chiar s-a întâmplat și a fost global. Avem câteva întrebări. Întrebarea 1. Există exemple de roci cu vârstă cunoscută unde datarea radiometrică funcționează? There are no rocks where radiometric dating really works. Nu există roci unde datarea radiometrică chiar funcționează. Because we can only test that on rocks we do already know the age of. Deoarece putem testa acest lucru exclusiv la roci unde cunoaștem vârsta reală. And on every rock where we know the age of because we saw the lava come out of the ground. Și la fiecare rocă la care cunoaștem vârsta pentru că am văzut lava ieșind din pământ. The dating methods don't work. Metodele de datare nu funcționează. So there's no reason to trust it on the rocks we don't know when they formed. Așa că nu există motive să avem încredere în acestea când sunt aplicate asupra rocilor la care nu știm când au fost formate. You have to go from the known to the unknown. Trebuie să mergi de la ceea ce știi către ceea ce nu știi. And if the dating methods don't work on the known, și dacă metodele de datare nu funcționează la cele cunoscute, we have no reason to trust them on the unknown. Nu avem niciun motiv să avem încredere în ele când sunt aplicate celor necunoscute. Cum au ajuns kangurii în Australia, un loc izolat, înconjurat de apă, dacă toate animalele după potop au fost în Orientul Mijlociu? Well, they could hop all the way to China. Până în China. Man could have taken them there. Oamenii puteau să îi ducă acolo. Man takes animals lots of places. Oamenii duc animale în multe locuri. And the people after the flood knew how to build boats. Și oamenii de după potop știau cum să construiască vapoare. Because their great-great-grandfather Noah built the ark. Pentru că străbunicul lor Noe a construit arca. Furthermore, creation scientists believe that at the end of the flood, the oceans were a lot warmer. Că la sfârșitul potopului oceanele au fost mult mai calde. Because of all that, the fountains of the deep and volcanic activity during the flood. În cauza fântânilor adâncurilor și activității vulcanice din timpul potopului. And because of the volcanic activity, you would have a lot of ash in the atmosphere. Și din cauza activității vulcanice era foarte multă cenușă în atmosferă. That would block out sunlight. Care bloca razele soarelui. Warm oceans would evaporate a lot of water. Oceanele calde evaporau foarte multă apă. And it would fall on the land in the form of snow. Care cădea pe pământ sub formă de zăpadă. Because the land was cooler because the sun was blocked. Pentru că pământul era mai rece din cauza faptului că soarele era blocat. So creation scientists believe that there was one ice age and that it was caused by the conditions at the end of the flood. Deci oamenii de știință creaționiști consideră că a existat o eră glaciară produsă tocmai de după potop, de blocarea soarelui. And scientific research on this has indicated that the ice age lasted from maybe 300 to 500 years after the flood. Și cercetările științifice ne indică faptul că această eră glaciară a durat în jur de 500 de ani în perioada după potop. And so, during that time, sea level would be lower. Și în acest timp, nivelul mării era mai jos. And the ocean is very shallow between Alaska and Russia.
Și oceanul este foarte puțin adânc, de exemplu, între Alaska și Rusia. So creatures could have and man could have walked. Deci tot felul de vietăți și oamenii puteau să treacă pe jos. There are also many islands and land bridges that are under the ocean today between India and Australia. Există multe insule și astfel de China poduri subacvatice care sunt între China și Australia sau India și Australia. And so animals could have made their way across land bridges that are now underwater. Și astfel animalele puteau să treacă peste aceste poduri care sunt acum sub apă. And also we know that hurricanes sometimes will rip up a lot of vegetation on the land and take it back into the ocean. La fel știm că uneori uraganele pot să rupă foarte multă vegetație de pe uscaci și să le ducă în ocean. And this can cause floating mats of vegetation that can sustain even animal life. Și această vegetație de multe ori produce un fel de insule plutitoare care pot susține viața animală. So there's various ways that they could have gotten to Australia. Deci sunt multe feluri prin care puteau ajunge în Australia. Întrebarea 3. Ar fi anumite așa zise zvonuri că s-au găsit rămășițe ale arcei lui Noe pe muntele Ararat. Există dovezi pentru acest lucru? No, there's a recent claim in the last few years by a group in Hong Kong. Există un grup de cercetători din Hong Kong pretind că au găsit astfel de dovezi. And they claim that they have found the ark on Mount Ararat. Și pretind că au găsit arca pe muntele Ararat. But the first thing you need to know is dar primul lucru pe care trebuie să-l știți este the Bible does not say the ark landed on Mount Ararat. Că Biblia nu ne spune că arca a ajuns pe muntele Ararat. The Bible says that the ark landed in the mountains plural of Ararat, which is a region. Biblia spune că arca a ajuns pe munții din Ararat, care este o regiune. So we don't even know if Mount Ararat is the right mountain. Deci nici nu știm dacă fix muntele Ararat este muntele potrivit. But all of the leading creationist organizations in the English-speaking world. Dar cele mai multe organizații creaționiste de vârf din lumea vorbitoare de limba engleză. Who have PhD geologists on their staff. Care au angajați cu doctorat în geologie. Have examined the recent claims. Au examinat aceste presupuneri. And they have concluded it is not that they are false claims. Și au ajuns la concluzia că sunt niște presupuneri greșite, false. So at this point we don't have any firm evidence. Deci în acest moment nu avem niciun fel de dovadă clară al arcei. And the ark may not have survived the ravages of time. Și poate că arca nu a supraviețuit trecerii timpului. But there are one or two other mountains in that area that have been studied as possible locations for the ark. Dar există unul sau doi munți din zona aceea care au fost studiați ca o destinație posibilă a arcei. Întrebarea 4. Biblia spune că înainte de potop au existat oameni giganți. Sunt dovezi în această direcție? Well, we do have some very large people. E bine, avem niște oameni even foarte in recent înalți, times. Chiar și în vremurile noastre. I think the Guinness Book of World Records is something like 9.5 feet. I don't know how many meters. Cred că în la recordul Guinness cel mai înalt are pe la vreo 3 metri și ceva. And the Bible talks about giants before the flood. Și Biblia vorbește de uriași înainte de potop. But it also talks about giants after the flood. Dar vorbește de uriași și după potop. David killed Goliath, who was very, very large. David l-a ucis pe Goliat, care a fost foarte, foarte înalt. There are some pictures on the internet. Sunt câteva poze pe internet. Of really large skeletons found in the ground. A unor schelete foarte mari găsite în pământ. But they're Photoshop. Dar sunt fakes. Falsuri. Făcute în Photoshop. So we don't have any evidence that I'm aware of. Deci nu avem niciun fel de dovezi de care eu să știu. But all you need to have you have really tall humans today. Dar tot de ce e nevoie sunt oameni înalți ca și astăzi. It's in the genetic code. Este în codul genetic. And you might have a mutation that causes an unusual amount of growth.
care putea să aibă o mutație care să producă o creștere neobișnuită. If you were here last night, I showed a picture of a Chinese boy that was born with 15 fingers and 16 toes. Dacă ai fost aici ieri, am arătat o poză cu un copil din China care s-a născut cu 15 degete și 16 degete la picioare. And Goliath, we're told in the account of David, și Goliat, had 6 fingers and 6 toes. Goliat, spunea David că avea 6 degete și 6 degete la picioare. So, I don't have any difficulty believing that there were giants. Deci nu am nicio dificultate în a crede că existau uriași. But we don't have any evidence in the rocks of the earth. Dar nu avem niciun fel de dovezi în rocile de pe pământ. Da. Întrebarea 5. Ce ne puteți spune despre împărțirea continentelor și popularea acestora? Yeah, the evolutionists believe that we have slow, gradual dividing of the continents. Evoluționiștii cred că a fost o diviziune lentă a continentelor. They measure the rate at which the mid-Atlantic ridge in the Atlantic Ocean is spreading. Ei măsoară viteza cu care se extinde fisura de la mijlocul Atlanticului. And then using the uniformitarian assumption, și apoi folosesc presupunerile uniformitariene, that the present rate has always been the rate, că această rată din ziua de astăzi, rată de extindere, este aceeași care a fost întotdeauna. They extrapolate, și extrapolează, and they say, well, it's spreading at 5 millimeters a year. Și spun că e bine dacă acum se extinde cu 5 mm pe an. We know how many kilometers it is from America to Europe. Și știm câți kilometri sunt din America până în Europa. So we just divide the number and we come up with the years. Deci doar împărțim numerele și găsim anii. Creation scientists who are geophysicists and geologists. Oamenii de știință creaționiști care sunt geofizicieni sau cercetători în geologie. Believe there's good scientific reasons to believe in catastrophic plate tectonics. Cred că există dovezi bune științifice pentru a crede de o mișcare tectonică catastrofală, catastrofică. So during the flood there was a rapid breakup of the pre-flood supercontinent. Deci în timpul potopului a existat o ruptură, o rupere rapidă a supercontinentului existent înainte de potop. And if you search on the Answers in Genesis website, you can read articles about that. Și dacă vă uitați pe site-ul Answers in Genesis, puteți citi articole despre asta. Thank you. Mulțumesc.